Luna ianuarie, acestui an, Consiliul Concurenței a amendat cu 2,81 milioane de lei Camera Notarilor Publici Suceava și 72 de notari publici din Suceava și Botoșani, membrii acestei organizații, însă până în prezent amenda nu a fost achitată. Și asta deoarece nu a fost emisă decizia finală. Potrivit lui Laszlo Gierko, membru al Consiliului Concurenței, după ce aceasta va fi emisă, va fi ulterior confidențializată și publicată pe site-ul instituției. Investigația a avut ca obiect încălcarea regulilor de concurență de către Camera Notarilor Publici Suceava și membrii acesteia, prin stabilirea unei grile de onorarii minimale, având valori mai ridicate decât onorariile minimale aprobate prin ordin al Ministrului Justiției. Astfel, notarii publici din județele Suceava și Botoșani au realizat tabele cu onorariile minimale stabilite pentru cele mai importante acte și proceduri notariale, diferențiate pentru fiecare dintre județele Suceava și Botoșani. Punerea în aplicare a onorariilor minimale a fost facilitată de Camera Notarilor Publici Suceava, care a distribuit tabelele cu onorarii minimale către notarii activi, în special prin e-mail, dar și direct în cadrul unor reuniuni special convocate. De asemenea, ele au fost afișate pe website-ul Camerei Notarilor Publici Suceava și transpuse într-o aplicație informatică. Ca urmare, în județele Suceava și Botoșani, onorariile minimale au fost puse în practică de toți notarii publici intrați în profesie anterior declanșării investigației, cu excepția unuia care s-a delimitat public de această practică ilegală. Potrivit lui Laszlo Gierko, membru al Consiliului Concurenței, după ce se va emite decizia finală, notarii vor fi verificați și monitorizați în continuare pentru a nu mai stabili astfel tarife excesive față de cele stabilite de Ministerul Justiției. După cum știți, am aplicat amenzi în speța notarilor publici din regiunea din Suceava, datorită faptului că au stabilit tarife excesive față de tarifele stabilite de Ministerul Justiției pentru acest domeniu profesional. În continuare, se va emite decizia care va fi confidențializată și publică pe site-ul instituției noastre, după care, bineînțeles că vom monitoriza dacă pun în aplicare acele puncte din raport și din decizie care vizează notarii publici. S-a achitat amenda de către Camera Notarilor Publici Suceava? Nu, în jur de 30 de zile se emite decizia finală care va fi comunicată oficial către fiecare persoană din dosar. Și din acel moment au 30 de zile la dispoziție ca să achite suma respectivă sau să atece în instanță. Totodată, Laszlo Gierko a precizat că în ceea ce privește raportul Consiliului Concurenței privind Camera Notarilor Publici Suceava, pe site-ul instituției va fi publicată ulterior doar varianta confidențializată. Decizia noastră. Notarii au înțeles ce au greșit sau continuă rezoluția contravențională sau penală? Eu sunt convins, fiind de profesie juridică, au înțeles greșeala care au făcut-o și consider că nu vor mai face acele greșeli referitor la tarifele excesive. O întrebare, dacă este informație de interes public, putem avea acces la raportul Consiliului Concurenței privind Camera Notarilor Publici Suceava? Raportul în ansamblu nu va fi publică. Se publică pe site-ul nostru varianta confidențializată a raportului și respectiva deciziei noastre, care conține în esență elementele cele mai importante referitor la caz. Reamintim că la sfârșitul anului 2017, Consiliul Concurenței a finalizat o altă investigație privind posibile practici anticoncurențiale ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România prin acceptarea angajamentelor asumate de această organizație.